Vă mulțumesc că ați venit. Aș fi invitat să fie anul meu, dar am avut așa un anul de forță cu venitul meu în România, începând pe 30 octombrie, cu lumea filmului, cu un alt album de fotografie scos la Baroc, se numește Adevărul Luminul Ostinse, o oglindă a perioadei până în 2006, când România a intrat în Uniunea Europeană și am vrut să intitulez acest volum La Humanitas, România a intrat lăturiși în Europa, cu oameni, de adevărat, mai mult de la țară, în cartea nu știu dacă am actor, dar am peisaje și fotografii din România. Mă bucur că am aici astăzi, am venit un prieten și un coleg al meu, Emanuel Pârșu, care a fost așa mai aproape de mine, multe am fost nu prea multe teren, eram colegi, dar eram prieteni și îmi pare rău că nu sunt mai mulți fotografi. Mă doare că, într-un fel, suntem o lume cu orgol, cred eu. Îmi place să mă bucur de talentul fiecăruia și să mai, hai să zic, mai smerit cu ce fac eu. E adevărat că asta e lumea mea, ce să fac. Născut la oraș, am ajuns la țară și am cunoscut pe ai mei de la 3 luni, dar îi țin minte după în 1950, când am venit niște ani mai mulțișori. Și cu ei mi-am gândit un viitor statornic și am, de la început am știut să cred că numai morala creștină te duce la victorie și că numai adevărul te face liber. Trăind într-o oarecare carceră, să zic așa, toți am trăit în perioada comunistă, dar satul m-a marcat foarte, foarte mult. Cartea asta e un fel de năduf, un fel de regret, o dramă ce s-a întâmplat cu satul, că vreau să cred că rădăcinile acestei nații au fost la țară sau de acolo s-a născut orice, au crescut oamenii. E adevărat, în 1977 am o șansă să văd la revista Cinema și am intrat într-o altă lume extraordinară, credeți-mă, extraordinară, adică trăind în perioada în care n-aveai încredere să ai în mine, când intram pe platoul, pe locurile unde filmau, nu, eu sunt fotograf de presă, n-am fost nicio secundă la platou, dar am trăit cumva cu ei o lume extraordinară, un fel de țărani evoluați, un fel de castă senzațională cu niște bani de nimic și numai talent și cu harul lui Dumnezeu au făcut ce au făcut în perioada aia. Astăzi am venit pentru această carte. Mi-a dat telefonul după prima lansare, a doua zi un băr, dar mi-a vrut 60 și la de ani, zic că, Vere, ai nebunit, m-ai făcut să plâng. Poate a fost cel mai frumos cadou, apreciere pe care mi-a făcut-o cineva. E adevărat că și eu de credință am citit-o de multe ori, cartea asta până i-am dat. A luat girul, a luat unde vede. Și am plâns ca întotdeauna. Nu știu dacă sunteți noi. Aș fi vrut ca domnul director, dacă poate, la pagina 12, adică una de niște fraze, dar dacă nu mai puteți știți, dacă văd eu pot celălalt, nu știu. Vreau să-mi iau un ietat, vreau să-mi iau chiar de... Scuzați-mi. Ietat-mi. Sunt foarte tare la mărturisirea unei mărturisiri. Nu, avea 93 de ani. Avea 93 de ani. Și
stat pe vremea lui Brăza și pe Da, iertați-mă, asta de aici, de aici, aveam 90 de ani, nu o cunoscusem, era sora bunicului meu, o femeie extraordinară, dar nu o cunoscusem și vreau, mama a venit în 92-93-94, la țară, hai să o cunoaște pe Spana. Mă duc și-a smarata de la Inești, de Franța. Dacă a venit colectivul, suntem mai hrănești, a luat tot pământul. Aveam cărânță făcută de noi, cai, animale, o leacă de prunc, ce-am luat de la părinți, o duceam bine. Dar acum zise să dea la colectiv. A dus cărânța la colectiv, cai i-a dus la colectiv, nu ni l-am dat înapoi. Numai 7 ani din viața mea am dus-o ca lumea, până la război. În rest, am trăit plângând. Pe vremea lui Proza și pe Grâu Dej, numai noi am dat 2 vagoane de lună, pentru că ne-au asuprit. Nu ne-au asuprit la moarte, ne-au asuprit la muncă fără răsplată. Să muncești până când nu ai mai putea și să dai și ce n-ai, îți spunea și Mărcu Sau Oca. Mulțumesc, Oca. Cam de asta este vorba în această carte. A trăit, adică am și povești, văzut extraordinar cu mătușele mea care n-a fost obișnuiască să muncească, la țara a fost la școli, pensioni, nu știu, la Focșani, la școli, la București și a, tot timpul a avut oameni la muncă, a avut vreo 11 hectare de vie, au venit comuniștii, au luat tot, i-au luat pian în casă, tot și a trebuit să înceapă să muncească. Și în 90 îmi povestea, am imprimat-o, am și filmat-o, plângând în povestea, că în viața ei n-a luat o fructă de la nimeni, acolo unde a fost ea, la Țifești, în Vrancea. Dar după ce au venit comuniștii, s-au obișnuit să fure. A devenit foasă, adică ce făcea ea? Muncea pe pământ, cele 2 hectare în spatele casei, și culegea și seara a luat câte o pungă de plastic cu slugul de la ea și zic, da, era ai trimitale, cum adică era? Da, dar nu mai erau ei mei, era statul, eu acum furam. Dacă aveți cumva răbdarea și trebuie spus mai departe, pentru că a murit s-a dus, adică aici este eu pare așa, o poveste parcă neadevărată. Adică închipuiți-vă, nu vreau să vă arăt cum arătam eu în 1981. Că cam așa ajung și satul românesc astăzi. Oricum ești mai bine decât satul românesc săracul de... Vreau să spun că cartea asta e vorba aplicată despre Vitra, Nereșu, 2 sate, ce oarecum simbolice pentru România. Îmi aduc aminte că am avut această șansă în 1985, cred, să fac o campanie de achiziții pentru muzeul care lucram atunci, muzeul Lucian Ionuța, într-un sat lângă Vitra, da? Și am ajuns seara pe la 6, nu mai știu, în casa unei țărâni și era săraca singură, avea copii la maș, era o femeie atunci de vreo 60 de ani, nu mai mult. Și rămăsese, din câte am înțeles, de mult văduvă, era obișnuită să trăiască singură, să aibă grijă singură de copii. Și n-am să niciodată această întâmplare. Am intrat în casa ei, i-am dat peste o cameră extrem de friguroasă, era oricum iarnă, cum a spus. Era singura cameră neîncălzită în casă. Și am întrebat, de ce e atât de frig aici? Și aia mi-a spus, păi, noi eram niște țări, am gospodari, aveam o viață normală, muncisem toată viața. Și la un moment dat, după ce au venit comuniștii, m-am trezit cu primarul care a intrat împreună cu milițianul la mine în curte, nici n-au dat bună ziua, că nu eram văzutem în licei, au dat buzna în casă și la un moment dat unul dintre ei zice, da, e foarte bună casa asta, e în regulă. Ah, ok, nu e doar așa, că e bun, merge. Și
Și femeia a aflat de-abia după aia, când zvon despre ce era vorba, se gândea unde să plaseze oficiul poștal. Și urma să fie dat afară din casa ei, pentru a se face acolo un loc oficiul poștal. Femeia n-a zis nimic, cum au plecat primarul și milițianul, s-a apucat și a demolat în momentul ăla soba din cameră. Da? Cea mai mare cameră în casă. Ea a demolat complet soba, a muncit după amiază întreagă, a demolat soba. A doua zi dimineața a venit în aceeași echipă primarul, milițianul și pe asta a venit și cu alți tovarăși și au spus femeii, trebuie să pleci din casă, o să vezi tu, mai stai pe la rude pe aici, acum de găsești tu, aici trebuie să instalăm poșta femeie. Și am zis, da, nici un fel de problemă, sigur că da, se poate. Atâta că aici ea mai cam frig, să știți. Dar ce să fie frigă mea? Păi nu am sobă în casă. Cum n-aș sobă? Nu mi-am uitat. Zicea, parcă era o sobă aici. Aici niciodată n-a fost sobă. Și ei au plecat foarte supărați și dezamăgiți. Au nu știu, și cum s-au descurcat ei să aleagă altă casă. În orice caz, mi-a plăcut această poveste care spune ceva despre dânzenia unor oameni care, sigur, ea n-a putut să împute cu arma mână împotriva regimului comunist. A făcut-o cum a putut, cu mijloacele ei. Nu a mai reconstruit niciodată soba în acea cameră, pentru că ea n-a avut încredere că una a făcut ce lucrurile de liberalizare anii 60-70, dar n-a avut niciodată încredere comuniști, este rău când de stai să vină să-ți ia casa și să facă ce vreau ea acolo. Și despre lumea asta este vorba în cartea lui Emanuel Tânjean și știu că vrea să-i mai dea unui vechi prieten și colaborator cuvântul și de asta mă rog pe Emanuel să prezinte. Acum vreau să am un prieten în Ingea, ca prieten de foarte mult timp. Este istoric, un om care a lucrat la patrimoniu și care știe și direcția monumentului istorice și care știe și ceva despre asta, mai despre mine. Vreau să spun două vorbe sau cinci vorbe sau șapte, 17 fraze, nu mai mult. Am ales istoria asta.